Salutare tuturor! Oameni buni înapoi la seria noastră The Journey. Suntem în FA-ul Cup, Cupa Cupelor. Cel mai greu de câștigat. Trofeul pe care bunicul nostru nu l-a câștigat. Da, oameni buni, am avansat mult cu jocul. Am jucat off camera 4 fucking ore. Și vreau să-l termin. M-am săturat. Meciuri. Dă-mi, frate, și mie ceva mai emoționant. Cum ar fi cupa asta? Stick together. Believe in yourselves and you will be victorious. Win and you will become legends. Câștigați și veți deveni legende. Haideți, oameni buni, să vedem ce facem. Toți vă că a devenit un obicei să atingă mingea lui... lui bunicul nostru. Și acum noi trebuie să-i dedicăm această victorie la lui bunicul nostru, cum v-am spus. El nu a luat această cupă, nu a reușit să o ia. Și a zis să o aducem acasă pentru el, așa că... Hai să vedem ce putem face. Oh, jucăm contra Walker. In your dreams, mate. You know, I ain't gonna pray out that. I am gonna destroy you. That right. I wanna know why you're staying around with you. Not interested. Știi de ce nu jucăm înainte cu tine? Nu mă interesează. End of. You are nothing to me. Not even half the player I am. Ești mai prost decât tău ca mine. Nothing. Vei ajunge ca tu, ca bunicul tău, un nimeni, cică. Oh. I'll see you out there. O să ne vedem aici afară. Da, am unii foarte încinzi meciul. Jucăm contra Hunter. Hai să vedem ce putem face. Mi-a crescut barba și mă supără. Hai să vedem ce putem face. Trebuie să-l câștigăm neapărat pe ăsta. Iar la nivelul meu de FIFA, un meci greu. Avea un meci greu. Sper să fim din primul minut, să nu ne bage... Dar presupun că trebuie să ne bage din primul minut, naibii, o cupă, nu e orice meci. Aici este, oameni buni, cupa Liverpool-Manchester United. Baby, ce bine sună. Da, și m-am decis așa să vă aduc decât meciurile importante. N-are rost să stăm, să ne uităm la fiecare antrenament, fiecare, devine plictisitor. Și tocmai de-aia am 4 ore de când joc FIFA. Deci dați-vă seama câte videouri puteam face în 4 ore. Făceam 5 videouri. Și n-are rost să lungim treaba. Să terminăm o dată pentru totdeauna și aia e. Haideți să vedem ce putem face. Meciul ăsta chiar este important și vreau să-l câștig. Nu mai zic să bag 3 boabe de Hunter că, boah, de câte ori am zis am pierdut meciul. Da, oameni buni. Și începem cu un prim atac, dacă putem ajunge până în atac. Hunter pierde deja mingea, de fapt n-a ajuns la el mingea. Așa. Toate ca toate, sper să nu ne bage vreun gol prietenul nostru Hunter. Ce prost am dat aici, ce pasă proastă am putut. Da, și ăsta mă depășește frumos. Nu face de-astea, nu ne jucăm noi cu de-astea. Ia uite mă ce m-am depășit ieri. Dar l-am aici pe prietenul meu negru care n-ai cum să treci de el. A, uite-l frate cât ai. Uite bă că se... Mamă, urăsc când se trește așa pe jos și mi-a mingea. Da, și acum am făcut alt, normal. Oameni buni, un meci important, nu vreau să-l pierd. Da, o prefera să dea înainte. Opa, Walker. Nu, a dat o pasă Walker. Și este 1-0 pentru ei, băgamaș. Oh, 1-0 pentru ei. Nu-mi place. Uite-l, bă, cum se aruncă, mă. Am început prost rău acest meci. Sper să ne revenim. Să dăm și noi un gol, două. Dă-mi-l mă pe ăsta la Antuma, nu pe Hunter. Am vrut să-l iau pe ăsta la Antuma de jos și nu mi l-a dat. Am apăsat de 3 ori și nu mi l-a dat.
Să las vorba și să mă concentrez, că aici trebuie concentrație. Uite-l mă cum a faultat, mă. Mamă, dacă nu-l faulta, ce bine era. A luat și un cartonaj galben. Este bine, este bine. Începem ușor, că dacă o dau în față, pierd. A, uite ce e aici în față, frate. Claie! Ce vorbești, mă? Dă-i mă gol, mă! Avem out, avem out. O centrare am vrut să dau, dar am putut că n-am putut. Au pierdut mingea, perfect. Perfect, perfect, corner, corner, corner. Ah, am crezut și scot un corner. Mă mulțumesc orice, umbra aia nu prea-mi place. Prea-mi place pentru că trebuie să stai mult mai atent în umbra aia. Mamă, unde-i Rooney? Depay. Numai nume mari și eu... cu cine joc? Oh! Da. Ah, să jucăm fotbal cu mâna, cum spun comentatorii. Hunter. Bun, 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 bun. O pasă frumos încoace, schimbăm jocul. Și du-te, Hunter. Ah! Dacă scăpam, ce bine era. Tii, bă, frate, că sunt călare pe mine, nu mă lasă să respir. Se ce ăla? Nu, nu, n-am apucat să fac nimic. Recuperăm, recuperăm. Bine, Hunter. Încercăm un șut. Oh, trebuia să trag mai tare. Mă, Rooney, stai cu minte, mă, că n-ai șanse cu ăsta. Cu un negru meu, cu Sako. Păi, frate, dacă nu dai din prima, ai pierdut-o. Mamă, ce pasă să moară. Nici o șansă. Rooney a tras. Minutul 43, se termină prima repriză și eu. Dacă scăpa asta, dar n-ai cum să scapi. A ieșit. Avem, nu? Da. N-ai cum să scap, frate. Ia! Să mor dacă îl văzusem pe ăla. S-a terminat prima repriză, oameni buni. 1-0 pentru ei. Nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place. Nu-mi place, câștigă Walker. Nu-mi place, câștigă Walker și nu-mi place. Trebuie să câștigăm meciul ăsta. Am zis eu că înaintează negru ăla pe care sunt acum, dar el nimic. Hai, lasă, nu mai intrat în zona de peligro. Hunter. N-am cu cine să joc. Nu vrea să intre. Dacă ar vrea să intre în poartă, scârbim aș pe aia de minge. Ce am mai făcut, mă? Doamne ferește. A ieșit Rooney că s-a lesionat săracul. Aoleu.
Fugi, mă, du-te, mă, zici că ești la păcâm, la măta. Uite și mingea e la ăsta și mie îmi dă jucătorul din capătul celălalt al terenului. Bine, mă. Dar n-am cu cine în față, n-am cu cine, nu e niciun jucător. Și era decât ăla. Aoleu, ce mă enervează ăsta, că mă stresează cu timpul lui. Ah, oh, cum a trecut. Toate mingile am pierdut. Să mor dacă am câștigat eu vreo minge când am dat în față. Tot! Hai, du-te, fugi ca pe câmp, du-te! Ăla era Walker. Prietenul nostru de sânge arse la focul. Era să câștig și eu una, dar n-a fost să fie. Walker! Oh! Bă, dar una, frate, dacă câștig și-o una, pișeam aș pe morții tăi de joc. Penalti, băgamaș. Că mă umple de spume. Deci am dat din poartă de vreo 10 ori și una, dacă mi-a căzut și mie, să o iau eu. Ce? S-ar să dai cu capul, ce poți face? Nu depinde de mine. Bineînțeles că dau cu Hunter. Că mă țin nouăle. Ok. Ăla-i, mă, băgamiaș. Ia de aici, Walker, ia de aici! Hai să mai dăm încă unul repede. N-are cum să termine 1-1. Nu are cum să se termine 1-1 acest match. Nu vreau să ajung la prelungiri. Bine, Hunter. Du-te, Hunter. Oh, ce mi-a făcut acolo? Mi-a dat-o la fundul gol. La fundul gol mi-au dat-o și nici măcar un foul n-a dat. Pentru ce foul? Fugi, Walker, că fugi degeaba, Walker. Na, ai mata. Perfect, am ținut bine mingea acolo. Na, mă, că nu mai dau în față, dă-te, dreacu. 10 mingi și n-am câștigat și eu una măcar. Să trăim meciul. 1-1. Se pare că avem parte de prelungiri, oameni buni. Avem parte de prelungiri. Ar fi bine să dăm în prelungiri gol, să nu ajungem la penalti. Da, ce treacă m-a pus, mă, să ridic mingea acolo, că degeaba o ridic. Bine, mă. Hunter. Uite-l, bă, în ce hal trage Lucas. În ce hal trage, că și mama e o dădea pe poartă pe aia. Am galben cu ăsta și mă enervează. Dar din urmă, m-am simțit bine când l-am faultat pe ăla. Opa, 2 contra 2. S-a ies cu portarul. Oh! Madre mia, ce șansă au avut. Iar am dat în față. Iar nu câștig. Bineînțeles. De acum Walker stă în față. Când nu trebuie să stea, stă în față.
Acum că am eu mingea, nu mai se duce în față. S-a terminat primul. Deci când am fost la linia de la jumate, a zis că sunt 2 minute de prelungire. Am trecut cu mingea de jumate a terenului de linie și s-a fluierat sfârșitul. Este eu Filippo. Eu Filippo in colores. Că eu nebunesc în culori cu jocul ăsta. Mamă, n-am apărare. Ah, ce noroc am avut. Hai că poate putem să-i prindem pe un contraatac. Ah, dragi, am pierdut-o. Am pierdut-o și era bună. Ce încerci, mă, să faci? Perfect. Ce, mă? Eu am dat în tine, dă-te dreacu. Perfect. Du-te, Hunter, în față, Hunter. Ce cauți, Hunter, aici? Arză-te-ar pe mațe. Trebuie să-l iau eu. De mână să-l duc în față. Dar, doamne, ce mi-a furat Pogba mingea. Mi-a luat-o, nu mi-a furat-o, dar na. Ce v-am spus, că nu văd bine aici. Perfect. Pare că vom ajunge la penalti, ce să mai. A, nu. Îmi scrie acum ăsta gol de la jumătatea terenului și adio. Și s-a terminat vrăjeala. Oh! S-a terminat meci. Meciul, a doua repriză din prelungiri, așa că penaltiuri. Penaltiuri, ajungem la penaltiuri. Milner. Ok. Milner. Perfect. Hai să vedem ce putem face. Eu zic că dă pe dreapta. Perfect, mă, oricum mă dusesem pe partea aia. Baby! Nu te așteptai la asta, nebunule. O să dăm partea asta, în stânga. Pogba e, dă în stânga. N-am cadat în dreapta. Și n-a fost gol, nu? Cred că n-a fost gol. Matip. Aoleu, nu-mi place. Dacă mai ratez una, am pus-o. Bine, mă! Ăla este, mă, băgama. Și n-a că l-am luat la penaltiuri. Walker. Eu apăr lui Walker să moară. No, a dat pe centru. Deci dacă dau gol acum, am câștigat. Hunter, bineînțeles. Ăla este, mă, băgamiaș, ăla e, mă. Golul victoriei, bine, Hunter. Ce m-a costat meciul ăsta. Deci, madre mia. Până la fucking penalti am ajuns cu ei. Dar, important e că am câștigat. Oare să fie asta sfârșitul jocului? Ai, ce frumos ar suna să fie asta sfârșitul. Golul victoriei dat de Hunter. Totul a terminat, suntem campioni și merităm să fim campioni. Asta spunea comentatorul. Recompense, 759.000 de lire. Avem ditati și follower, ați văzut, am 300 și ceva de mii, am avut și... Opa! Baby! Hello, Alex! Să cine? O fi tata! Dad, what are you doing here? Tata, e, bă, ești nebun! Mom got me a ticket to the match. You played well. I'm back in England now. Just want to show me face. What? E? And? She? Well, I'll be on my way then.
Nu l-a bugat în semn. Strong. Mama has my new number. Nu vrea să-l bage în seamă, pătai că sunt la supăra rău. De mic îl tot căuta și acum na. Suntem campioni și vine să ne caute tata. Păi asta e deja... E vorba de bani aici, de teșcălău. Haideți să vedem ce ne mai dă. Ce ne mai dă 27 de mai Liverpool. Nu s-a terminat, nu s-a fucking terminat. Opa. Oh, check this guy out. Iar se joacă FIFA ăștia. What is he doing in the Premier place like my gran? Should be me. Will be me. You know, feels weird not training. Take it easy. Take a load off. Se simte aiurea fără să se ducă la antrenamente. True that. Can you get that, mum? Wouldn't want to tear you away from your important football match. Love you. Thank you. Yeah, right. Catherine, how's that new job treating you? Really good. Got me travelling a lot, though. In Barcelona next week. Ooh, I love Spain. Nice one. Oh, Shaggy's what are you two doing sitting around? Shouldn't you be shuttle running or something? And what do you care about me for, Michael? I care about all my clients. Danny, I need to talk to you. My clients? No, I'm serious. I've been getting calls about you, lad. Opa? Let's talk then. After I'm done thrashing our boy here, though. What? Not happening? So what's that then, Michael? Actually, Jim called. Said he needed to talk to me. Good luck. So, what is it you wanted, Jim? Here. Opa, îi dă fotografia, dacă vă mai aduceți aminte. Ia și semnat-o? You know, it was never about the money, Jim. Oh, ce va face? O va vinde sau? A zis că se vinde bine în internet. Ne sună telefonul? What can I do for you, Mr. Butler? Call me Andy. Hey, just wait to say well done, lad. Eh? You are too busy playing video games. Put on the sports news. What are you talking about? Ah, yeah, zice să nu uităm la știri. Alex Hunter continues his meteoric rise as his name features on the list of likely players to be named to the England squad. Ooh, baby! Without a day filled with excitement in the Hunter household. But what does it mean for England's chances at the next World Cup? Vor să ne ia și la națională! Vor să ne ia la națională. Tare, unul de iunie, 1 iunie. S-a terminat fucking match-ul, campanie, storici, cum vreți să o numiți, s-a terminat The Journey. Felicitări, ai completat primul nivel de din cariera de Alex Hunter, din nu știu cum să exact cum să zic acum. Îți mulțumesc pentru această cupă. Ai deblocat pe Alex Hunter în FIFA Ultimate Team. Cu acest articol, Hunter poate continua su cariera junto. Pardon. Am luat în spaniolă. Hunter poate să își continue cariera, adică cum trebuie să o numesc cariera? Cursa, s-ar spune. În FIFA așa să-și continue cursa alături de stelele din toată lumea. În același timp când tu îți construiești echipa ta pentru modul Ultimate Team și cu care vei juca offline și online. Să mergem în Ultimate Team. Mamă, de când așteptam momentul ăsta. Aoleu. Și aici este, oameni buni, cartonașul lui Alex Hunter! Hai mă, apare azi? Ce cartonaș ne dă? Ne dă și nou acolo un 65, un bronz. Deci, am fost băgați? Ăla este, mă, aici este cartonașul lui Alex Hunter, pe care îl băgăm în club, ăla este, mă. Îl avem pe Alex Hunter, îl avem pe Alex Hunter. Așa, haideți să ne uităm unde este Alex Hunter mai exact. Am și eu pe aici o mică echipă făcută, vai mama ei, vai morții ei. Și Alex Hunter este în atac.
Și acum îl vom schimba pe urâtania asta și îl vom pune pe Alex Hunter. Uite-l mai aici, mă, băiatul, mă, englez. Englez, adică Liverpool. Deci a rămas aceleași statistici și tot. Ia să ne uităm puțin așa la el ce știe. 3 cu 3, 3 stele de... Cum dracu îi spuneam mai în engleză? În sfârșit, 3 cu 3. La dribbling și la... Cum se numea aia? Nu știu. Da, oricum, am terminat cu limba spaniolă, acum îl voi pune în engleză și așa mi-aduc aminte. Așa, deci mai mult pe atac. Piciorul drept, născut în 99, 1,81 m, suntem primul proprietar, se poate vinde. Vă dați seama că nu-l vând așa ca chestie. Nu, nu se poate vinde, dar este al nostru pentru totdeauna, Alex Hunter. Acum să vedem ce echipă îi putem face, că vă dați seama, acum la începutul FIFA-ului și toate cele, n-am eu bani de jucători scumpi. Dar trebuie să jucăm cu cineva din Anglia. Trebuie să ne facem o Anglie de BPL, parcă era Anglia, nu? Avem și niște, cum se numesc, niște pachetele. Unde sunt pachetele? Avem niște pachetele gratis. Mie așa îmi spunea că am deblocat, că am făcut. Nu mai este nimic, au dispărut toate. Nu mai este nimic. Dar nu mai contează, mă doare undeva de pachetele și de tot. Oameni buni, aici am terminat și această serie. V-am spus, astăzi am jucat 4 ore eu singur, plus o oră sau cât o mai avea de filmare. Aici este Alex Hunter. Îl am 65 de fizică, 30 de defensă, acum mă uit și mai bine, 65 de dribbling, 75 de dribbling, 65 la pasă. Cam puțin la pasă. Nu știu acum dacă e după forma mea de a juca sau cartonașul acesta a liat toată lumea. O să mă uit și eu pe internet să vedem dacă cineva l-are mai mare de 75. Dar eu zic că ăsta este cartonașul, 75. Nu contează că îl joci pe World Class sau bla bla bla. Bun, lume, cam asta a fost tot cu acest episod și The Journey. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share dacă vreți și ne revedem in the next time. Adios!